Bună, bun venit la Pretty Tech! Ador monitoarele IPS. Sunt perfecte pentru editare foto și video. Contrastul ridicat, negru care chiar este negru și culorile naturale dar saturate te ajută mult când ești visual designer, chiar dacă doar îți editezi videourile pentru canalul tău de YouTube. Iar un monitor IPS nu trebuie să coste mult. Astăzi vă prezint monitorul IPS ViewSonic VX2476SMH, ce costă doar 600 de lei. Nu uitați să dați like, share și mai ales subscribe la canalul meu de YouTube Pretty Tech, ca să vedeți și alte review-uri interesante pentru cele mai noi device-uri și tehnologii. Găsiți monitorul ViewSonic VX2476 la prețuri între 590 și 750 de lei. Depinde de magazinul care îl comercializează. Eu am găsit cea mai bună ofertă la Flanco. În acest moment, acest monitor costă doar 583 de lei. V-am zis deja că monitorul este IPS, ceea ce înseamnă automat culori superbe și contrast foarte bun, cu unghiuri mari de vizualizare, de până la 178 de grade. La prima vedere, observ și marginea, bezelul, extrem de mic, ceea ce face ca acest monitor să fie perfect pentru un setup cu 2-3 monitoare. Iar la aproximativ 600 de lei, chiar îți poți cumpăra 3 astfel de monitoare. Modelul testat de mine, după cum se vede, nu este unul mare. Are doar 24 de inci, așa că o să insist cu acel setup de 2-3 monitoare. Dacă ești graphic designer sau video editor, chiar ai nevoie. Dar ViewSonic VX2476 este super bun și pentru jocuri. Are o rată de refresh de 75 de Hz, ceea ce știu că nu este extraordinar, dar este o rată de refresh super bună pentru jocuri. Dacă sunteți gamer, profesionist, dacă câștigați bani din jocuri, probabil o să investiți mai mult într-un monitor mai scump. Rata de răspuns este de 4 milisecunde, se poate și mai bine, desigur, dar pentru jucătorii ocazionali e foarte bine. Rezoluția este Full HD, ceea ce este suficient. Eu am un monitor 4K și recunosc că de multe ori rezoluția 4K mai mult mă încurcă decât mă ajută. Meniul monitorului are destul de multe setări, mai ales pentru profile de culoare dedicate jocurilor, cititului, filmelor și chiar un profil mono de culoare pentru a economisi energie. Iar dacă de obicei te dor ochii când stai mult la monitor, ViewSonic VX2476 vine și cu tehnologia Eye Care, cu Blue Light Filter și Flicker Free, ca să te poți juca mai mult. Nu vreau să zic ca să poți munci mai mult cu ochii monitor, mai bine te joci mai mult. Baza este specială, nu ocupă mult, arată modern, un pic SF și scoate mult monitorul în evidență. Este stabilă, argintiul ăsta cromat dă foarte bine și nu prea se așează mult praf pe ea. S-a montat ușor cu 3 șuruburi, dar primești în cutie tot ce ai nevoie. Ecranul se și înclină un pic, destul de puțin e adevărat, dar poți modifica și unghiul de înclinare. Monitorul are și boxe integrate, duale, adică două boxe. Nu se aude grozav, dar e ok până investești într-un sistem audio. Conectivitatea e formată din două porturi HDMI, un port VGA și porturi audio jack in și out. Mi-ar fi plăcut și un DisplayPort, doar așa, ca să știu că am la dispoziție foarte multe opțiuni de conectivitate. Dar e ok și așa. La cei aproape 600 de lei, ViewSonic VX2476 este un monitor bun, pe care îl recomand gamerilor care sunt la început de drum, creatorilor de conținut foto sau video care încă cochetează cu acest domeniu sau care doar își editează videourile pentru canalul lor de YouTube. Dar îl recomand și tuturor celor care au nevoie de un monitor bun și ieftin, fără prea multe pretenții.